Marco, îți mulțumim frumos pentru că ai acceptat provocarea noastră, provocarea unui interviu inedit care a făcut deja carieră, să spunem, la nivelul echipei naționale de seniori, unde te așteptăm și pe tine după Jocurile Olimpice. Este vorba de interviul 20 de gloanțe. Sunt 20 de întrebări foarte scurte, din fotbal și din afara fotbalului, care așteaptă răspunsuri cât mai scurte din partea ta. Ești pregătit? Sunt pregătit. Ai putea fi un fundaș mai bun decât Cristi Dulca sau el ar putea deveni un mijlocaș mai bun ca tine? Cred că aș putea fi un fundaș mai bun decât el. După Jocurile Olimpice, ai accepta o ofertă din Prima Ligă japoneză sau ai rămâne la Chindia dacă ți-ar garanta cineva că echipa va termina pe loc de cupe europene? Aș rămâne la Chindia. Care este lucrul sau care este situația de care ți este cel mai teamă? Să am în față un șarpe. Cei doi cântăreți sau cele două formații pe care le-ai chemat la ziua ta dacă ai putea alege pe oricine din lume? Cred că Migos și poate Horia Brenciu la nunta mea. Cea mai enervantă întrebare din presă pe care o primești la final de partid? De ce n-ați marcat? Sau... Care este jucătoarea ta preferată din fotbalul feminin românesc? Teo Meluță. În ce sport ai fi putut să reprezinți România la Tokyo dacă n-ar fi fost fotbalul și de ce? În not, cred. Dacă rămâneai la Swansea, astăzi jucai pentru? Swansea. Cel mai frumos loc din România în afară de Cluj-Napoca? București. Câte cartonașe roșii ai luat de când joci la nivel de seniori și câte au fost meritate? Niciunul. Un singur cuvânt care exprimă relația ta cu Gheorghe Hagi? Respect. Cel mai bun prieten pe care ți l-a oferit fotbalul până acum și de ce el? Alexandru Pașcanu. De ce el? Pentru că, nu știu, ne-am înțeles din prima zi când ne-am văzut aici la Națională. Când am venit în cârje la meciurile generației mele de calificare la Euro 2019, după ce contribuisem constant la preliminarii, am simțit... frustrare și fericire în același timp. Tatuaj cu Maradona sau cu Cristiano Ronaldo? Cu Marco Dulca. Singurul fel de mâncare pe care l-ai gătit și care poate fi mâncat? Paste, cred. Ai ținut de copil cu Universitatea Cluj. Ai avea curaj să-i spui mamei tale sloganul echipei "Mamă, te iubesc, dar nu KPU"? L-am spus de foarte multe ori. Ce te enervează mai mult? Un arbitru care se întoarce cu spatele când îi cere explicații sau un arbitru care dă faul pentru adversari în compensație? Care dă faul pentru adversari. Ce animal ar putea reprezenta stilul tău de fotbalist? Leu. După ce vei încheia cariera de jucător, te vezi antrenor la Rapid sau la Ucluj? La Ucluj, cred. Ce nebunie ai putea să faci dacă luăm medalii la Tokyo? Să mă vopsesc blond. Mulțumim frumos, Marco. Mulțumesc.